Domnilor și domnilor, pentru o zi mai bună rămâne să bem ceaiul împreună. Bună dimineața, vă spune DJ Gali, azi, miercuri 10 septembrie 2014 la un nou ceai de dimineață. Așa cum vă spuneam, suntem împreună pentru o zi mai bună. Avem foarte multe subiecte interesante astăzi. Cum a câștigat Leo de la Strehaia un milion de euro la poker? Suma nu e halucinant Cum poți să câștigi un milion de euro la poker? îmi comand deja de pânet net cărți de poker. Vreau să câștig și eu, dacă credeți că o să am norocul ăla. Chibiții printre care mă învârt eu joacă pe bețe de chibrit sau pe cizări de bani fisa. Așa că o lăsăm bată. Cred că mă costă mai mult. Chiar din curiozitate am căutat pe un site respectabil, se numește librărie.net. Am căutat cărți de poker. Am găsit foarte multe, dintre care una singură în limba română. Dar mi se pare că e cam târziu să mă apuc de poker și de astea. Nu prea cunosc uh, regulile. Știu că cea mai tare e Quinta Royală și cam atât. Da? Uh, ca bătrân nu se mai învață cu hamul, gata, se fini la comedii, așa că lăsăm pe Leo să mai câștige vreo 10 milioane, uh, mie -mi miroase a spălare de bani. Dar încă o dată bună dimineața, vă spune DJ Gabi, alături de mine și în această dimineață Mr. Robi Marcus și mă tot gândesc cum Dumnezeu poți să câștigi un milion de euro. La poker. Oare într-o noapte? O să vedem și asta. Ilie cu celebrul erou al războiului moldoveano-transnistrean, un moldovean care s-a dovedit a fi mare patriot român, face declarații explozive care mă fac să cred că se va muta în curând Balamucul, circul mai aproape de noi. Circul de stat Moscova, condus de Vladimir Putin și colecția lui de maimuțe. Ilie Ilașcu declară soldații lui Putin s-au infiltrat în Republica Moldova. Oficiali ai Ucrainei susțin că sute de persoane proruse îmbrăcate în uniformă militară cu misiuni de destabilizare și recrutare, și-au făcut apariția în Republica Moldova. Fostul deputat moldovean Ilie Ilașcu susține că sunt șanse mari ca țara să fie ținta unui viitor atac al rușilor. Apariția omuleților verzi în Republica Moldova este în aceste zile una dintre temele principale de dezbatere ale oficialilor NATO, susținând că aceștia sunt soldații misterioși care au apărut și în conflictul din Crimea, dar și în Ucraina. Potrivit purtătorului de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Andrii Lași. Că aceștia racolează tineri și îi inițiază în tehnici de dezinformare Cum să acționeze în situații excepționale și să utilizeze arme de calibru mic Fostul deputat moldovean Ilie Ilașcu ne-a dezvăluit cum procedează acești proruși Pentru a convinge tinerii să se înroleze Sunt câteva mii de astfel de oameni Majoritatea omuleților verzi sunt veniți din Federația Rusă, din Ucraina și din Transnistria Avem acolo o enclavă, Găgăuzia Acolo li s-a promis oamenilor că le face găgăuzia mare cu o parte din Ucraina și o parte din Republica Moldova dacă se angajează în aceste trupe. Li se spune o verzi pentru că uniforma este puțin mai verzuie decât cea a militarilor ruși. Această uniformă se îmbracă de obicei vara, a declarat Ilie Ilașcu. Foarte interesant, dar totuși, unde sunt serviciile de securitate moldovene? Ar trebui să fie pe o fază. Și să ia poștea la întrebări. E foarte simplu să legitimezi un astfel de papagal care îți apare în curte și începe să facă vâlvă, nu? Să caute omul. Să caute dăștea. Dragi telespectatori, <coughs> să vedem cum stăm la capitolul vreme. Sunt 12 grade Celsius în acest moment la satul Mare. Avem prognozat o maximă zile de 27 de grade Celsius și un cer parțial noros. În schimb, minima va fi destul de ridicată. 14 grade Celsius, iar șansele de precipitații sunt foarte reduse. 10%. Mâine, 11 septembrie, cer parțial noros, 29 de grade Celsius maxima. 17 grade, minima 0% șanse de precipitații. Vineri 12 septembrie, 29 de grade Celsius, maxima 17 grade, minima. Și cer parțial noros. Sâmbătă 13 septembrie, senin din plin, 27 de grade Celsius, maxima 17 grade, minima. Sunt temperaturi de vară, nu? Duminică 14 septembrie cer parțial noros, 26 de grade Celsius, maxima 17 grade, minima 10% șanse de precipitații. Luni 15 septembrie, iată -ne, deja luni vom fi ajuns la jumătatea lunii. Cer parțial noros 26 de grade Celsius, maxima 13 grade, minima 10% șanse de precipitații, marți 16 iunie, cer par... iunie. <laughs> septembrie cer parțial noros 26 de grade Celsius, maxima 13 grade, minima. Să vedem cine s-a născut pe 10 septembrie să se ridice sus. 10 septembrie, <coughs> Am de toate aici, în afară de septembrie. Ba da, am găsit. Și iată. Asta nu-mi plac. În fine. O mie... 1912. S-a născut Vasile Posteucă, poet român care a activat mai mult în exil, de decedat în 1972. 1927. S-a născut Martin, Martin Jurcescu. Ma, Jurcescu, matematician român, membru al Academiei Române. 1933. S-a născut Karl Lagerfeld, creator de modă german. 1946. Don Powell, basist englez, grupul Slade 1960, Colin Firth, actor britanic laureat al premiului Oscar 1962, Vasile Drăgănel, general major de poliție, ministru al afacerilor interne în guvernul Republicii Moldova Mă tot gândeam de unde e ăsta general, n-am auzit nimic de el 1962, Ioan Dumitru Puchianu, politician în român 1964, Cristian Pațurcă, cântăreș și compozitor român, decedat în 2011. Da, avea niște cântece patriotice, foarte frumoase și anticomuniste, care se cântau în perioada de glorie a pieței universității. Sărbători Sfânta Mucenică Minodora, Mitrodora și Ninfodora. Sfântul Pulheria, Sfânta Pulheria Împărăteasa, calendar ortodox. Și cam atât, mai mult nu văd la... Dar are lacune în această dimineață Wikipedia. O să avem niște subiecte foarte frumoase, ca de exemplu, Batman chiar există, japonezii îl văd zilnic, s-a inventat bicicleta care funcționează cu o bandă de alergat, așa, și dacă aveți 100.000 de euro și nu știți ce să faceți cu ei, puteți să aveți propria dumneavoastră insulă. Vrei să ai o insulă ta, prețul începe de la 100.000 de euro. Wow! Sper să nu fie o insulă în vană sau pe someș. Da, să <coughs> facem revista presei, dragi telespectatori. Avem și azi amândouă cotidianele locale și o să începem revista presei cu Gazeta de Nord-Vest. Da. Ziua egalității de șanse între femei și bărbați pe 8 mai ho, 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 ho. Eu sunt născut pe 8 mai, sunt din Zodia Taurului Deci e foarte tare că vor sărbători mai mulți deodată cu mine atunci Cum s-a îmbogățit familia Iohannis? Da, l-am auzit pe domnul președinte Traian Băsescu spunând că are mari rezerve, că nu știu ce, nu știu cum Că domnul Iohannis n-ar putea justifica banii din care a luat cele nu știu câte șase șapte Habar n-am Înainte spuneau de domnul Adrian Năstase Năstase patru case Acum cum îi vor spune lui Iohannis? Păi Iohannis șase case s a luat șapte case Nu știu câte are chiar Nici nu mă interesează Ideea e că nu prea poate justifica proveniența banilor din care a cumpărat acele case Tăricianul deschide larg polțile pe la satul mare. Da, a fost Tăricianul la satul mare și a fost înconjurat de liberalii reformatori sădmăreni, că s-au cam împărțit din unitatea de monolit, s-au cam împărțit, sunt pe, pe, acum pe stânga și pe dreapta, adică liberalii vechi, PNL, și liberalii reformatori, PLR. Uh. Am observat că mulți au plecat din PNL. Nu știu de ce. management defectuos. Refuz să mă pronunț că nu-l cunosc pe domnul Nicoara, deci vorbesc despre oamenii pe care știu de obicei sau cărora le-am urmărit activitatea. Că la un moment dat unul m-a oprit pe stradă și a zis Bă, tu cum vorbești așa de mine dacă nu mă cunoști? Și zic, nici n-am nevoie să vă cunosc. Faptele dumneavoastră vorbesc. În locul dumneavoastră Nu trebuie să mă cunosc Nu trebuie să fiu eu prieten cu tot politicianul Ca să pot să vorbesc despre el hmm? Da, m-a oprit așa Ponton revoltat și vehement omul Stilul caracteristic eh. <laughs> Și a găsit pe cine să oprească <laughs> Da, nu Nu mă las ușor intimidat Și doi Toți au zis că sub presiune Chiar funcționezi mai bine Eu, așa că n-a făcut decât să, să mă întărâte. Socialdemocratele Sădmărene investesc în educație. Tezaurul antic al României va fi expus la satul mare. E fabulos și dacă vine într-adevăr, vă recomand să mergeți să-l vedeți, că e ceva inimaginabil. Uh, eram copil, și am fost într-o excursie în București cu școala și așa mai departe și am ajuns la Muzeul de Istorie Națională a României. Și când ne-au coborât în beci, acolo unde era tezaurul, am stat așa, a, în fața vitrinei cu aur, frate, am văzut um, aia, cum se numește, cloșca cu pui de aur, tezaurul de la Pietroasa. E durere, durere. Noi avem un tezaur foarte frumos și adevărat, e, din ce s-a reconstituit după ce ni l-au luat rușii și... Ne-a ras de el. Da? Ceva, ceva a dat înapoi Nikita Hrușovlu, ăsta, nu lui Ceaușescu ea, dar lui dr. Petru Groza, dacă bine mi-aduc aminte, că am citit câte ceva despre asta. Bun loc și-au găsit să ducă în vreme de război tezaurul României, la Moscova. Eliminare dramatică. Să vedem și ultima pagină. Social, democratele sădmărene investesc în educație. Da, și văd aici... Trei doamne, dintre care cu două chiar mă înțeleg bine, e vorba de Manuela Rogos și de doamna dr. Paula Mare. Trei tineri au vandalizat stația de autobuz din Călineștiu aș. Așa e când se uită prea mult la filme de asta de karate sau cu sfârșitul lumii sau cu haos general, nu? Uh, apropo, ați auzit că vine Jackie Chan în România la zilele culturii chineze. Tot timpul, deci toată viața mea mi-am dorit să întâlnesc doi oameni. Să dau mâna cu ei. Unul a fost Michael Jackson și celălalt Jackie Chan. Am crescut cu filmele lui. Am fost influențat într-o oarecare măsură de optimismul lui Jackie Chan. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place și ziua de azi băiatul ăsta, deși a ieșit între timp varianta upgradată, uh, Jet Li, da? Dar Jackie Chan rămâne unul dintre, dintre artiștii mei preferați. De ce? Uh, un film de karate e banal, banal, banal. Sunt cam aceleași mișcări, e aceeași clasică poveste. Ori îți este omorât cel mai bun prieten și trebuie să te răzbuni, ori ți-a răpit soția, prietena, ori ți au omorât familia, Doamne, iartă-mă pentru ce spun acum, și trebuie să te răzbuni, frate. Asta este esența filmului, quintesența, da? Trebuie să te răzbuni, răzbunarea. Și atunci băiatul, să duce și țac, pac, 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 îi face pe toți. Nu, la Jackie Chan toate astea erau învelite în, într-o aromă de comedie. Uh, plus mi-a plăcut faptul că își făcea singur și își face și în ziua de astăzi, deși are o vârstă deja, își face singur cascadorile. Nu acceptă să fie dublat. Drept urmare... A avut până acum vreo 37 de fracturi, are 17 tije în corp, din titan, inclusiv i-a fost perforat craniul și are un dob de cauciuc în craniu ca să îi mențină te tensiunea intracraniană. omul a avut câteva tone de ghip pe el la viața lui. De aceea, de aceea respect, pentru că, domnule, a zis, dacă eu fac un film, îl fac de la A până la Z. Nu am nevoie de cascadori, femeie, de serviciu, știu să, să mă leg singur la șireturi. E fabulos, da? Comediile tipic chinezești mă distrează că sunt așa, simpluțe, siropoase, aromate, da? Cu aromă de romanță, iubire, da? Ce cânta Trăi Sud-Est. De aceea vă spun, Jackie Chan rămâne unul dintre preferații mei, și în momentul în care există, da, o persoană în satul mare care a vorbit cu Jackie Chan, a stat de vorbă cu el. Numele acelei persoane care a fost în China la o finală de mis este Filomena Patricia Chifor. Ea l-a întâlnit pe Jackie Chan și eu am întrebat-o, draga mea, cum a fost întâlnirea cu el? eu nu știam prea multe despre Jackie Chan la ora aia, știam că e star așa, 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 nu mai aduc aminte prea bine. Mm. Așteptam să-mi spună mai multe, că e modest, că e, da, în fine. Trei tineri au vandalizat stația de autobuz din Călinești-Oaș. Polițiștii din Călinești-Oaș au fost sesizați despre faptul că în timpul nopții de luni persoane necunoscute au distrus stația mijloacelor de transport în comun și trei indicatoare rutiere din localitate. Oamenii de s-au deplasat de îndată în fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au reușit în cursul zilei de ieri identificarea și prinderea autorilor. Este vorba despre trei tineri din localitate cu vârste cuprinse între 17 și 18 ani, care în timpul nopții de 7 pe 8 uh, septembrie. 2014 au distrus strația de microbuze din localitate și indicatoarele rutiere de la intersecția drumului județean 109L cu drumul județean 197. Se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere. Semnează Ciprian Bătea. Teribilismul tinereții. Că ăștia au vrut să impresioneze unul pe altul și atunci s-au luat ei de ha, dar ăștia de obicei sunt lași atunci când ajung în față cu un adversar adevărat, să cam trag în spate. Inventează scuze sau o taie pur și simplu. Nu. Tâlharul de vârstnice a fost prins. Mamă ce bătălie aș da la asta, vă spun sincer. <laughs> la table, la poker, nu? La șeptic american, la 21. Uh, cum să te iei de persoane vârstnice? care ar fi uh, soluția în legilor în ceea ce privește acest gen de agresiune. Uh, da, e cu cu dichis, uh, și legea asta. Mai nou are mai multe am elicoptere din nou. Mă, mă asaltează vreo doi În Mai nou infractorul are mai multe drepturi decât partea vătămată, decât păgubitul, dragi telespectatori. Să vă spun doar atât că o cunoștință de-a mea, în trafic, a fost <coughs> victima unui accident. Era în mașină, nu ea conducea mașina, cineva din familia ei, când o gașcă de tineri cu o limuzină au intrat în ei. Pe contrasens, dragi telespectatori, ei au lovit, le-au făcut praf mașina, au sunat la poliție, polițiștii au întrebat, sunt victime? Nu. Și n-au... Păi atunci, dar de ce să ieșim? Vă înțelegeți amiabil. Dar șoferul era pilit. Au schimbat șoferul la volan și s-a terminat. Șoferul era în stare de ebrietate și poliția n-a venit afară. A? Puteți să vă închipuiți așa ceva. Că mi-a mi trebuit puțin timp până am reușit să mă închipui, deși le-a spus polițiștilor, domnule, e în stare de ebrietate. A, dacă nu sunt victime, de ce să venim? Vă, înțelegeți amiabil. Păi, între timp au schimbat și erau cinci tinerei în mașină, declarau cu toții că ăla a condus, deși ă, ei văzut altceva. Conduseze ăla bine a fumat dintre ei. Da, <laughs> Dar vedeți cum vă spuneam. Ce contează azi? Păi contează să ai uh, relații, să știi pe toți și învârteala. Da? Nu mai contează corectitudinea. De fapt, uh, cineva spunea că într-un război nu contează să fii corect, fair play. Contează să rămâi în picioare. E, mie nu-mi place chestia asta. Nu-mi place. Atunci se pierde ideea aceea de, de cavalerism. era înainte, unul la unul, da? Și într-un duel făceau își aduceau martorii, făceau cei 10 pași. Scoteau, primeau pistolele din aceeași casetă, la fel aveai dreptul să-l alegi pistolul și terenul, nu? Sau ceilalți își luau acelea spade. Lupteau cu șanse egale, adică cu aceleași scule din dotare. <laughs> Dar acum, nu, totul s -a, s -a, se poartă uh, ca, de exemplu, războiul murdar din Ucraina. În momentul în care lui Putin i s-a reproșat că o coloană de soldați, de blindate, de tancuri a intrat în Ucraina, lui a răspuns așa, senin, sarcastic, probabil s-au rătăcit. <laughs> ai, 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 ai. Deci, totul se desfășoară conform planului, dar ideea e una singură. Nu se recunoaște ca un plan. Deci nu recunoaște niciunul. Nu, domnule, ăia sunt băștinașii, ăia. Vedeți-vă de treabă. Dar ideea e, părerea mea, că se va escalada conflictul. De ce? Pentru că Putin nu poate să dea în spate, nu poate să facă pasul în spate că își pierde încrederea poporului său naționalistă, aia, partea, lasă a să zic că Jirinowski ăsta e în extaz wow, mai ca Rusia se extinde. În sfârșit revenim la vechea Rusia, sfântului țar Petru cel Mare și așa mai departe. Își pierde încrederea poporului dacă face pas în spate și, în general, acelor naționaliști care n-au nicio treabă și nu văd ce s-au scumpit toate la ei, inflația. Atinge cotele paroxismului, rubla a ajuns la un minim istoric față de dolar și față de euro, datorită acestor sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, de țările membre NATO și de Statele Unite ale Americii, dar nu contează. Ei sunt mândri. Rusia merge înainte. Iată că văd că nu se oprește, și acum se fac niște preparative niște pregătiri și în Republica Moldova. Sper ca de mâine să nu vedem paci pe centru câte unul îmbrăcat în verde, că le iau la goană cu mătura, vă jur. <laughs> și spun, pașli, da, moi, ia apai dușu maci. <laughs> dar, Aghie, Putin, îi spun, îi fac niște urări de bine în limba rusă. dar mai știu câte ceva. Wow! Pagina 3. Cum s-a îmbogățit familia primarului Sibiului Klaus Iohannis? Manual de fraudare a legii. Fals us de fals, fals intelectual, mărturii mincinoase. Wow, mă scutură frigurile. Mă trec că nu știu. Mă trec fiore. Articol preluat de pe anchete online. E, nu o să vi-l citesc. Vi-l recomand, îl găsiți la pagina 3 în Gazeta de Nord-Vest. Așa. Directorii de școli băgați în ședință de noua conducere a inspectoratului școlar județean Oh, oh ce mi-a părut mie aici Să denzare zare, clinche de cătușe Nu, sunt de jucărie <gântu -i> Și ideea e că nici n-am primit cheița la ele odată ce le a pus Da, cam așa se închide asta, da uh, Pentru cine bat clopotele mitică? Dar pentru cine zângâne cătușele oare? A? Pentru un anume domnul, dacă îmi plătiți, vă spun și cine e domnul. Dar o să mai vorbim despre asta. Eu vi le-am arătat și o să vă aduc aminte momentul ăsta. O să vă spun, v-am arătat atunci cătușele. Da, bun. Sunt lucruri despre care vorbim și sunt unele lucruri despre care preferăm să nu vorbim. De ce? Deoarece informațiile nu sunt confirmate dintre ei surse, și n-aș vrea chiar să mă fac de groază. Așa am cere codul deontologic, dar să verific totuși informațiile, prefer să nu vorbesc încă, dar totuși pun întrebarea pentru cine bat clopotele mitică, A, pentru cine zângăne cătușele, dragi telespectatori, mai vorbim despre asta. A fost reînființat cenaclul Alfa Z, bicicliștii și caiaciștii la săptămâna mobilității. Uh, da, scrimeri, tenismeni, popicari, nu primiți. Uh, Dăștea, era să zic acum una. Cum se numesc uh, sportivii care trag uh, la arcașii? Da, sau cei care trag cu pistolul? Tiriștii, nu că ei sunt cu tirul. Peste 3700 de pachete de țigări confiscate în august. Nu e cam puțin. <laughs> Consiliul local a lăsat Teatrul de Nord fără post de director artistic. S-a pierdut pe drum în o organigramă, dar își vor reveni. Sunt absolut sigur de asta. Să în respins pentru că nu știe maghiară. Opa! Deși a obținut punctajul cel mai mare la un concurs organizat de primăria Belciug, într-un caz identic, primăria Mercurea Ciuc a fost amendată de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Dubios, Radu Dorel Copcea cere să-i se facă dreptate de către instituțiile statului. Nota cea mai mare nu e de ajuns. Uite, limba maghiară nu e limba maghiară. Un precedent foarte periculos. Semne enorme de întrebare. Uh, pagina 6. Da, am ajuns, se pare, la discriminarea pozitivă. Adică, nu știi maghiară, de ce nu știi? Păi, simplu, pentru că ești român și n-ai învățat în școală limba maghiară. E, atunci îmi pare rău, dar noi avem nevoie de unul care știe maghiară și automat pentru faptul că tu ești român, nu poți să ocupi acest post. Îl poate ocupa un maghiar, un rom sau țigan, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, un jvab, deci care știu limba maghiară. Dar există și români care știu limba maghiară. Eu personal o vorbesc la nivel mediu, și chiar îmi place să vorbesc de ce îmi îmbunătățesc cunoștințele. E, totuși, în, în uh, Ungaria am fost întrebat nouă dată, e, tu ești român. Greșesc undeva din punct de vedere gramatical, dar nu realizez, nu-mi dau seama unde e. Mă prind ăștia într-un minut. Dar totuși îmi spun, bă, dar tu tot vorbești bine. E, sunt ani de studiu, singur, în fața blocului, cu copiii. <laughs> Acolo încep, dacă nu... Dacă nu o înveți de mic, ai slabe șanse mai târziu. Am văzut alții care s-au chinuit săracii de erau să-și rupă limba în 17 locuri. Tezaurul antic al României va fi expus la stat mare. Expoziția cuprinde peste 200 de obiecte getodacice și dacice confecționate din aur și argint. Tezaur cu valoare inestimabilă. Da, vor fi expuse și patru dintre cele 12 brățări clasice da, dacice de aur recuperate de statul român. Vor fi expuși câțiva cosoni de aur. păi da, unul singur are valoare de 4.000 de euro, un coson de aur. 4.000 de euro. Din 3 dă-i scumpere o mașină de mașină, de limuzină, nene. Hm? Da, aceasta este una dintre cele mai spectaculoase expoziții organizate în județul Satu Mare în ultimii 20 de ani, podobe de aur și din argint, accesorii vestimentare, armament de paradă, piese din harnașament, veselă, getodacică, alături de tezaure celebre, precum cele de la Pietroasa, sunt Sâncrăin, Peteni, Drăgești, Tășad, Săcălău, Rociu, Bălănești, ocupă un loc important în cadrul expoziției. Când se va deschide? 17 septembrie, 2 noiembrie. N-am fost de mult la muzeu, dar acum o să merg. O să-mi aduc aminte de copilărie, când stăteam în fața vitrinei din subsolul Muzeului Național al României și făceam, oh, mamă! Până și copililor le lucesc ochii okay. atunci când văd cantitatea imensă de aur și, bineînțeles, există acea valoare artistică a lucrării. E inimaginabil efectul pe care îl are aurul asupra. Minții umane. De aceea se spune, nu, nu, de multe ori se spunea că și în vestul sălbatic aurul le-a luat mințile, da? De acolo a pornit tot circusul. Luăm pauza publicitară, dragi telespectatori, știri, videoclip și ne întoarcem. Doamnelor, domnilor, domnilor, dimineața, vă spunem din nou 8 și 6 minute la ceaiul de dimineață Azi, miercuri 10 septembrie 2014 Cu subsemnatul dice Gabi și Mr. Robi Marcus Cel care a inventat internetul sus la Norvest TV Și continuăm cu articolul de pe ultima pagină Gazeta de Nord-Vest, tâlharul de vârstnice a fost prins. Polițiștii din cadrul biroului de investigații criminale au reușit luni identificarea și prinderea unui bărbat care ar fi comis infracțiuni de tâlhărie pe raza municipiului Sat Mare. În urma activităților specifice desfășurate, Lucian B. în vârstă de 22 de ani a fost identificat ca fiind autorul în trei cazuri de tâlhărie. În perioada iunie-septembrie, tânărul a deposedat prin violență de bijuterile pe care le purtau trei femei. Acesta folosea ca mod de operare smulgerea lănțișoarelor din metal prețios de la ghiutul persoanelor de sex feminin, își alegea ca victime femei în vârstă, iar ulterior comiterii faptelor acesta amanenta bijuteriile la casele de amanet de pe raza municipiului. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 5.000 de lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a tânărului care a fost reținut pentru 24 de ore și urmează a fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Satu Mare. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterei infracțiunii de tâlhărie. Sincer, ce nu-mi place mie la faza asta? Că se spune doar atât, Lucian B dați mamă, numele întreg Să-l publicăm și noi Eventual și o fotografie Să-i facem părinții mândri De ce au reușit să crească pe lângă casă Cum adică să ataci bătrâne? Până și Până și criminalii Asasinii mafiei spuneau Fără femei și copii Cum adică să ataci o femeie? Și bătrână pe deasupra Păi ce faci, băi, porcovane? Te-ai luat de bunica? Rușine Da de ăștia nu-mi este milă, tocmai de ce, pentru că sunt proști, cum să te iei așa de, de o bătrână să-i smulgi lănțișorul din gât, săracele vai de mama lor, pe lângă faptul că, pe lângă faptul că n-au bani, au banii pe care au muncit o viață întreagă și au o pensie mizeră, le mai smulgi și lănțișorul din gât ne. Hey, ăsta este un laș, că n-a avut tu pe să se ia de niște bărbați ca el, nu? Unul la unul, față în față, a? Nu. Un papagal, cum se zice altfel? Domne, să, să smulgi lănțișorul pe stradă din gâtul unei, unei doamne. Nu, mi se pare de neconceput. Dar, vedeți, cretinii ăștia n-au mamă, n-au tată, pentru că nu au parte nici de educație. De obicei provin din familii dezorganizate, unde mama era pe centură, iar tata era uh, deschidea și închidea crâșma era veșnic în stare bahică avansată, în stare de euforie bahică avansată, da? Ce vrei de la unul de ăsta? Atât a reușit el să învețe. A înțeles că asta e cea, cea mai bună cale de ales în viață. Pușcăria. Pentru că nu știu ce, ce e în capul lor, ce cred ei, dar mai devreme, mai târziu, te împiedici când o iei pe drumul ăsta. Dar te împiedici ori de tot. Ei, acum o să ia câțiva anișori și are timp să reflecte, pentru că tâlhăria e destul de aspru pedepsită. Dar poate ar trebui niște pedepse mai mari. Nu știu. Dragi telespectatori, <coughs> mai avem, mai avem câteva aici. <coughs> o, unde ești? C Am mai văzut, da. Avocatul poporului revine la satumare. mare. Biroul teritorial Oradea ale instituției Avocatul poporului va susține joi de la ora 11 audiențe la satumare. mare. Acestea se vor desfășura în sala mică de ședința a Palatului Administrativ. Persoanele care doresc să se prezinte la aceste audiențe se pot înscrie telefonic la numărul 0261 713120 prin intermediul consilierului de relații cu publicul din cadrul instituției prefectului. Acordarea audiențelor este gratuită iar petițiile adresate instituției avocatului poporului sunt scutite de taxă de timbru. A, asta e bine. Tăricianu deschide larg porțile PLR la Satu Mare. Călin Popescu Tăricianu a făcut o analiză dură a situației în care a ajuns PNL. Tăricianu îi îndeamnă pe toți liberalii să vină în PLR. Președintele Național al Partidului Liberal Reformator și președinte al Senatului României Călin Popescu Tăricianu Vicepreședintele național al PLR Ovidiu Silaghi, alături de secretarul general al PLR Daniel Chițoiu, Cristian David și președintele Consiliului Județean Satu Mare și proaspăt membru al PLR Adrian Ștef, au susținut în cursul zilei de el la sediul formațiunii politice o conferință de presă. Călin Popescu Tăricianu nu a scăpat prilejul de a face o critică dură a situației în care a ajuns PNL, dar și faptele lui Claus Iohannis, care a pierdut deja șefia PNL. Țădmărenii au primit o veste foarte bună din partea fostului ministru al transporturilor, deputatul Ovidiu Silaghi, care a precizat că proiectele celui de-al treilea pod și al centurii Sădmarului se află în fază de licitație pe sistemul electronic de achiziții publice. Iohannis, marioneta lui Băsescu. Președintele Senatului Călim Popescu Tăricianu a susținut că atitudinea PNL față de inițiativa sa de suspendare din funcția președintelui Băsescu arată că acest partid are o problemă politică și a adăugat că este de-a dreptul jenant rușinos ca PNL să capituleze și să fie dominat de PDL. El a menționat că PNL are pe lângă problema juridică o problemă politică prin modul în care se raportează la inițiativa sa privind suspendarea președintelui României. Tăricianu a mai arătat că PNL a votat în 2012 pentru suspendarea președintelui și a militat în acest sens, iar. Toate aceste lucruri le-a abandonat și acum îi servește numai PDL-ului ca să-și ascundă greșelile politice pe care le-a făcut. Este regretabil, a afirmat Tăricianu, precizând că cei care și-au pus speranța în PNL sunt din nou dezamăciți de această decizie care pe mulți îi va lăsa perplex și anume susținerea lui Traian Băsescu în demersul de suspendare din funcție. Tăricianu a mai declarat că liderul PNL, Claus Iohannis, este o marionetă în mâinile lui Băsescu. Potrivit lui Tăricianu, deciziile sunt influențate de Vasile Blaga, precizând că îi se pare incredibil faptul că PNL face ceea ce îi dictează PDL. Porți larg deschise pentru liberali. Călin Popescu Tăricianu a precizat clar și răspicat că. Avem porțile deschise pentru oamenii noi care vin să facă politică alături de noi. Avem nevoie de elite intelectuale, culturale, din rândul celor care sunt liberi profesioniști, întreprinzători, dar și elite din mediul rural. Liderul național al PLR a ținut să-i felicite pe toți cei care au ales să părăsească PNL-ul și să se alăture PLR. Mă refer la consilierii județeni, la primarii din județ, consilieri locali. Mă bucur că ei au dat dovadă de atașament pentru valorile pentru care au venit în politică, pentru că întrebarea pe care o pun și remarca pe care o fac, de ce au venit acești oameni în Partidul Național Liberal și nu s-au dus la un alt partid? Mai erau trei sau patru alte partide. Au venit pentru că au avut o atracție pentru principiile noastre, au avut convingeri care sunt apropiate de ale noastre și de aceea au aderat la PNL și ulterior, prin eforturile proprii și cu ajutorul colegilor, au putut să fie aleși și să ne reprezinte în diferite structuri de administrație locală sau centrală. Din nou mă moară sunt ăștia. Oh, mâine am să vin cu dăla. Spray. Spray împotriva țânțarilor și muștelor, că nu mai știu ce să mai fac. Nu mai știu. Cred că un partid este cu atât mai valoros cu cât este capabil să adune în jurul lui oameni animați de convingeri, de principii, de valori. Nu venim pentru o persoană care este liderul providențial, a precizat Tăricianu. PLR, satul mare, cea mai tare filială din România, vicepreședintele național al PLR, deputatul Ovidiu Silaghi, a dat citire ultimelor nume care au decis să treacă din tabăra PNL sau PDL în cea a PLR-ului. Am să încep cu Adrian ștep, președintele Consiliului Județean, primarul Florinel Andrei Ca din Crucișor, cel mai vechi primar liberal din 1990. Bojan Aurel Bogdan din Bogdan, Roca Marius din Căuaș, Rotar Marinel din Santău, Gătină Mihai din Doba, Pop Grigore din Târșolț, viceprimarii Papici Marcela din Satu Mare, să doamna Marcela. Știu că urmărește ceaiul de dimineață. <hânt> uh. Sarca Ionus din Odoreu, Dan Ervin din Urzicei, Manța Viorel Vasile din Andrit, Cicio Ioan din Negreșteoaș, Barbul Gheorghe din Pomi, Consilier Județeni Ana Maria Marușca, Pinter Iosef Rișcău Gheorghe, Rusu Mihai a declarat Ovidiu Silaghi. Călim Popescu Tăricianu a precizat că PLR Satu Mare este cea mai puternică filială din România în acest moment. Eu mă bucur, măcar suntem la ceva și noi numărul unu, nu? Satu Mare, că în rest, cam peste tot suntem destul de down, jos. Mici pitici față de alții. Antonescu, executat de Iohannis, Tăricianu a comentat și decizia instanțelor de judecată prin care Claus Iohannis a pierdut șefia PNL. S-au grăbit să dea lovitura de grație lui Antonescu. La acest puci intern, Iohannis a fost parte și a fost foarte încântat când a fost pus într-o formulă de uzurpare a puterii un nou președinte al partidului, fără să fie îndeplinite condițiile cerute de statut. Și ceea ce a sesizat tribunalul este că el ocupă funcția fără ca să fie îndeplinit o serie de prevederi statutare. Deci, pentru că s-a comportat în disprețul statutului, care este legea partidului. Nu pot să nu profit de această ocazie să-l întreb tot retoric ce fel de președinte vrea să fie Iohannis. Care pare să fie unul dintre cei care susține statul de drept, adică supremația legii, când el nu respectă legea partidul, propriului partid. Vă spun clar, Iohannis este unul dintre candidații care face gargară cu statutul de drept. Se duce la televizor și spune statul de drept, iar când este vorba despre respectarea statului de drept, mai puțin. Exemplele pot să continue împotriva prevederilor legii a intrat în conflict cu Agenția Națională de Integritate pentru că a ocupat posturi pe care nu avea voie să le ocupe ca primar. Acum încalcă în picioare statutul. Nu mai vorbesc de comportamentul lui din punct de vedere moral cu totul și cu totul reprobabil. L-a adus Antonescu un partid, iar primul lucru pe care uh, l-a făcut a fost să-i dea în cap. A concluzionat Tăricianu. Păi... Uh, a fost întrebat la un moment dat, de întâlnirea de la Grifco, întâlnirea în urma căruia dumnealui a fost propus prim-ministru. Vorbesc acum de Iohannis. Ce a zis, Grifco? Nu știu, am auzit ceva despre Grifco, dar eu n-am fost acolo. La secunda a doua a ieșit domnul vicepremier Dragnea și spune, nu, n-am fost acolo, mi-aduc aminte foarte bine că eu i-am deschis ușa să intre. <sus> Aoleu, nu și-aduce aminte, n-am fost acolo. Pe partea cealaltă, ieri domnul Traian Băsescu spunea că are dubii în privința candidatului ACL, nu știu cum se numește, Alianța Creștin Liberal, ceva de genul, da? A, așa, spunând că știe deja ce caracter are Iohannis. M-a uimit, chiar domnul președinte, fiind în relații bune cu Iohannis, să spună că eh, el știe ce caracter are Iohannis. Nu mai am cuvinte. Și chiar nu vreau să comentez articolul acesta. Dar hai să ne descrețim puțin frunțile. E o fază foarte tare. Unde? Aici. De 30 de ani stă în casă cu cel mai mare crocodil din lume. S-a luptat cu ei timp de 17 ani. Iar acum a ajuns să aibă un prieten foarte bun. E vorba despre un vânător de crocodil, da? Are cel mai mare crocodil din lume aflat în captivitate. George Craig, în vârstă de 84 de ani, locuiește în Green Island, Australia. El a prins un crocodil de 5, ,5 metri și jumătate și care cântărește o tonă. În urmă cu 30 de ani. De atunci ei locuiesc împreună. George și Cassius se respectă unul pe altul, dar asta nu înseamnă că bărbatul nu e mereu atent. O mișcare greșită și poate rămâne fără o mână. Când era tânăr, George a vânat crocodili timp de 17 ani. Îi prindea și îi ducea în zone unde nu erau periculoși pentru oameni. L-a găsit pe Cassius în 1987, lângă un râu. Crocodilul era cunoscut pentru dimensiunile sale și era în pericol. De atunci Cassius stă cu George, însă bărbatul e conștient că animalul îl poate ataca oricând. Billy, nepotul lui George, a povestit că bunicul lui insistă să hrănească pe Cassius. E atașat de crocodil, însă Cassius îl poate mânca într-un minut. Era un crocodil periculos și ar fi fost omorât dacă nu îl salva bunicul meu. Cassius stă acum în, în sanctuarul construit de George în 1969, special... Pentru a crea un loc sigur pentru crocodili. Există oameni care își dedică viața salvării diverselor specii, da? Pentru că, de bine, de rău, eu spun că e bine că avem astfel de oameni. De ce? Altfel, s-ar fi putut să, să nu avem unele specii în ziua de azi, să fi dispărut cu totul de pe fața Pământului dacă acești oameni n-ar fi depus aceste eforturi. Ca de exemplu, la inițiativa doamnei Cristin Lapis, soția fostului ambasador al Franței în România, s-a scuzați-mă, s-a înființat în România cea mai mare rezervație naturală de urși din lume. Se întinde pe o suprafață de 82 de hectare rezervația de la Zărnești, unde au fost aduși urși salvați inclusiv din Statele Unite ale Americii. Poți să mai zici ceva? Da, putem să fim mândri că avem o astfel de persoană printre noi care și-a dedicat viața urșilor pentru că în momentul de față în România se găsește jumătate din efectivul total de urși ai Europei. În alte țări au dispărut cu totul, ca de exemplu Spania. Juan Carlos, mare vânător, i-a împușcat ultimii. Și bine că l-au oprit și a început să-i tremure mâna, că nu știu, dă bâția la el sau ce are. Scuzați-mă că mă refer așa la un cap în corona, dar nu pot să am respect pentru omul care a împușcat ultimii urși din Spania, știind că, de fapt, din acel moment nu vor mai exista urși și e o pierdere foarte mare pentru națiune să nu ai faună. Nu, nu nu, știu cum să mă exprim, dar sunt profund revoltat de asta. Zic bine că i-a tremura mâna și a lăsat pușca deoparte, ca fel ăsta era în stare să se bage, să-i împuște și poia din grădinile zoologice, că doar el e regele și toată Spania e a lui Am văzut alte fotografii cu irlandezi, scoțieni, englezi la vânătoare în România și unul călare pe un urs, un urs împușcat. Nu mai permiteți să vină străinii să ne măcelărească avuția națională, pentru că uh, unii chiar nu conștientizează. De dracu', eu un urs, ce naiba? Mai sunt în pădure? Nu e vorba de asta că mai sunt, nu mai sunt. Sunt ai noștri și trebuie să avem grijă de ei. Trebuie să avem grijă uh, de tezaurul viu pe care îl lăsăm generațiilor următoare. Da, s-a ajuns la faza foarte urâtă, foarte neplăcută. Ca străinii să vină, vin foarte mulți, am auzit din Israel, la Brașov să fotografieze ursul. Ursul nu în pădure, ci la șosea, aflat săracul la cerșit. dați-i să rupe sufletul. Regele Carpaților să cerșească. Sau ursul venit la control, la pubelă, la cucă, la container. De ce? Pentru că au defrișat pădurea, nu mai au arealul. Se distruge biosistemul prin aceste. Uh, de frișări masive și mi se pare total aberant Să vină izraelianul În România Ca să fotografieze urșii Care cerșesc la șosea Da să trecem la povestea milionului de euro câștigat de Leo de la Strehaia la poker cum a reușit să facă atâția bani Într-o singură seară Mi se pare o sumă imensă să o câștigi la poker nu? Leo de la Strehaia a dezvăluit cum a reușit să câștige un milion de euro într-o singură seară în cadrul unui interviu telefonic acordat emisiunii Răi da Buni. E un articol din, din pagina site-ul spynews.ro Leo a spus că totul s-a întâmplat după ce a câștigat o partidă de poker. Iubitul Renatei, cine e Renata? Că știam că la un moment dat era cu Loredana Chivu. I-a dat la ea o, o mașină și n-a văzut nimic de la ea. A fost și cu Daniela, dar de fapt cu cine n-a fost dintre bă, căprioarele astea? Sau caprele negre? Le zicem așa că sunt crotită de lege, nu-i voi nici să le împuști. Iubitul Renate a spus că a riscat foarte mult când a intrat în joc, căci a intrat cu peste 50.000 de euro pe care putea să-i piardă. Bărbatul a dezvăluit că în urmă cu mai mulți ani a pierdut 600.000 de euro la ruletă într-o singură seară ruleta provoacă daună totală am uh, un prieten dar nu mai știu ce e cu el că s-a ruinat complet tot la ruleta unde a pierdut în două săptămâni 800 de mii de euro sincer vă spun și îi mergea foarte bine foarte bine uh, ca economia românească duduia, nu altceva îi mergea foarte bine când l-a lovit patima asta jocurilor și a pierdut prin cazinouri în două săptămâni 800.000 de, de euro. După care s-a uitat cu ce își poate recupera banii. A jucat în continuare în speranța că își va recupera suma pierdută. Și a vândut apartament, mașină, tot, 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 tot a băgat acolo. Și în momentul în care le-a tocat toate, a dispărut omul pentru că a făcuse deja și datorii. De aceea vă spun, la cazinou, unul la 100.000 de, de oameni câștigă cu adevărat. Sau poate mai puțin, la 10.000, hai să... Da, uh, da, este adevărat, în cazino se joacă poker între persoane. Am fost mai multe persoane care am jucat poker și la final eu am ieșit câștigător. Sunt mese la care poți intra cu 10.000 de euro sau 50.000 de euro. Eu am intrat în joc cu mai mult de 50.000 de euro. Ani la rând am pierdut sume imense la poker. În urmă cu mai mulți ani am pierdut într-o seară 600.000 de euro la ruletă. Pe vremea aia trăia și tata și mă susținea el, a declarat Leo de la Strihaia la Antena Stars. Leo a mai spus că se va folosi de o parte din bani ca să-și acopere datoriile acumulate în timp, iar pe ceilalți îi va împărți cu familia, ne uitând nici de iubita lui Renata. O parte din bani o să înapoie surorii mele care mi-am promutat atunci când a fost problema cu mașina Loredanei. Din banii ăștia o parte o să ajungă și la Renata a încheiat acesta. Da. Păi înseamnă că cam gata a pierdut banii Respectiv că el a acumulat datorii imense în timp Datorii care știți cum e Au și dobândă și așa mai departe Nu, nu intrăm în, în detalii Da, însoară cel mai vânat burlac de pe planetă Nu o să vă vină să credeți George Clooney Și șocul e că va avea la anuntă doar 60 de invitați Italienii sunt foarte mândri, deși italianul e italian, George Clooney e american, nu? Italienii sunt foarte mândri că George Clooney are o vilă pe partea italiană a lacului Como. Lacul Como e la, chiar la graniță. Elveția cu, cu Italia. Da, George Clooney are o vilă foarte faină acolo. Am ajuns până acolo la lacul Como mi s-a arătat, uite, aia e vila, dar erau mai multe vile în zonă pe acolo și nu mai știam care e vila lui George Clooney, nici n-am mai întrebat. Cu vilă, fără vilă, eu tot atâția bani am avut. Hmm, nu am câștigat pe pierdut nimic. Hmm. Actorul George Clooney și Emel Alamudin, mamă ce nume are, o fi uh, din Iran, Irak, Afganistan, nu știu, dar numele e foarte interesant, Amal se numește Duduița, Alamudin, vor invita doar 60 de persoane la nunta lor, care ar urma să aibă loc în câteva săptămâni. Nu că n-au găsit probabil un restaurant. Trebuia să vină acela noi. Ho, ho, găsești câte vrei. Așa. La ceremonia restrânsă vor participa doar membrii familiei și prieteni apropiați ai familiei. Susțin surse citate pe mirror.co.uk. Cluni și Alamudin se vor căsători legal la Londra, urmând ca nunta lor să aibă loc pe o insulă privată din Veneția. Wow! Insulă privată din Veneția. Ce mai pot să zic? Nimic! Vine gondolierul, nu o duce cu trăsura, cu limuzina, cu brr, helicopterul, nu. Vine gondolierul și în timp ce uh, vâzlește la cu pedalează la gondolă, cântă O oh, sole mio. nu, cântă O oh, George Clooney. <laughs> uh, știm doar că îi va fi cavaler de onoare cine? Wow! Brad Pitt îi leagă o veche prietenie. Brad Pitt va fi cavaler de onoare la nunta lui George Clooney care se va căsători cu logod din casa Amal Alamuddin în Italia a dezvăluit-o, mătușa viitorului Mire cred că îl va alege pe Brad Pitt să-i fie cavaler de onoare. Ei sunt prieteni buni, a declarat Starla Clooney, mătușa actorului George Clooney. Totodată ea s-a oferit să oficieze o ceremonie de căsătorie a cuplului în Statele Unite pentru rudele cuplului care nu vor putea să călătorească în Europa. Amal Alamudin este o avocată britanică specializată în drept internațional și drepturile omului. Ea a fost votată cea mai sexy avocată din Londra în 2013. Wow, acum stau să mă întreb. Oare cine e cea mai sexy avocată din satul mare? Hmm? Întrebare. Întrebare? Probabil fără răspuns, nu știu. Se va face concursul. Cea mai sexy avocată din satul mare. Oare? Întrebare, uh, întrebare, întrebare, întrebarea, care este întrebarea? Păi cine să fie? Nu știm cine să fie. O să vedem pe parcurs, probabil le-am dat o idee avocaților acum. Dragi telespectatori, o altă poveste foarte interesantă. Batman chiar există. Japonezii s-au obișnuit cu el. E vorba de un țăcănit care așa se simte el bine, probabil. Unde, unde, unde? Aici este, da, am găsit. Ei, da, Orașul Ciba din Japonia este locul în care eroul Batman din filmul omonim trăiește cu adevărat. Poartă exact renumitul costum pe care îl știm de pe ecran. Și e aici și o fotografie cu Batman pe motocicletă, și e chiar motocicleta lui Batman. Misiunea lui de a este de a aduce fericire japonezilor. Batman din Ciba își menține identitatea secretă. Se știe numai că e un bărbat de 41 de ani care luptă să-i bine dispună pe concetățenii în timpul liber. Uh, foarte interesant, îmi place asta. Luptă să-i mențină pe concetățenii în timpul liber. Uh, să menț... bine dispună. Face orice stă în putință pentru ca ei să fie fericiți după devastatorul tsunami care a lovit Japonia în 2011. Batmanul nipon a dezvăluit că și-a cumpărat costumul de la magazine, dar și-a construit singur vehiculul pe două roți. Da, oameni care au o ambiție și un țel în viață. El vrea să fie Batman, altul vrea să fie Spider-Man. Eu ce aș vrea să fiu, uh, bancher sau uh, guvernator a Băncii Naționale a României? Hmm? <gură> Dragi telespectatori, luăm acum pauza publicitară. Ne întoarcem. Încă o dată bună dimineața, dragi telespectatori, sunt uh, puțin dezamăncit, invitatul nostru nu a reușit să ajungă, e vorba de domnul primar al comunei Moftin, Gheorghe David, îmi pare rău, probabil o fi reținut vreo problemă mai importantă, așa că noi continuăm cu uh, mondenități, dragi telespectatori, și iată o știre care pe mine mă bulversează. Vă puteți închipui ca 80.000 de, fete să se bată pentru un bărbat? A? Vă puteți închipui treaba asta? Că eu stau și zic, nu, e adevărat, nu se poate. Și totul se poate. Sau cum zicea Galileo Galilei, e pur și și totul se, se mișcă. 80.000 de, de virgine s-au bătut pentru rege. Mii de fete participă an de an la festival sperând să fie alese de monar. De mai bine de o lună, între gregatul șvaziland forfotește de nerăbdare. Regele o caută pe cea de-a 15-a nevastă. Poftim! Dumnezeule, dar nu-l invidiez pe ăsta, să știți, eu am una singură și câteodată mi-e prea mult atunci când își deschide gura, când nu-i convine ceva. 15. Da, când se pun 15 cu gura pe, pe bărbat, 15 femei. A? Ce iese? Păi vă spun eu, festival. Uh, 80 80.000 de, mii de virgine în sânii goi au luat cu asalt palatul din Babane, sperând să fie alese. Prima săptămână a lunii septembrie a fost dedicată festivalului virginilor. La 2 septembrie, regele Msavati al iii -lea a făcut nunta cu cea de-a 14-a soție, pe care a ales-o încă de anul trecut. După ceremonie însă, celelalte supuse s-au luptat pentru ca una dintre ele să fie aleasă soția monarhului cu numărul 15. Fac cu capul. Cu numărul 15. Deci omul nu se oprește la 14 neveste. Ce 14 puțin pentru un rege. <coughs> Campioana din 2013, care l-a cucerit pe Msvati al treilea, se numește Cindy. Și are 19 ani. Invidioasele care au venit la nuntă au declarat pentru ziarul local că, da, ziarul local se numește News de Zimbabwe, că Cindy nu ar fi virgină, că fumează și bea alcool. <coughs> e, asta cu alcoolul în Africa, da, e problemă, problemă De ce? Pentru că unele sunt musulmane, da? Și atunci se știe. Religia musulmană interzice consumul de alcool. Există țări unde ești condamnat la moarte dacă te, te prind consumând de alcool. Da, în fine, fiecare cu femeile lui. Regele în cu Sindii iar regele Alex Velea cu regina Antonia. Dragi telespectatori, iată ce declară Antonia despre nunta cu Velea. Da, și vom afla ce sumă i-a cerut artista lui Vilmarc pentru a-l pune naș. Cum adică? Deja sunt și negocieri de astea. Te iau naș dacă îmi dai atâta. Mi se pare puțin penibil. Eu consider, sau așa știu, așa știu, că nașii se întâlnesc de obicei cu finii, dar toți nașii, înainte de nuntă și acolo finii îi lasă la un moment dat singuri să decidă ei cât pun, ce pun, cum pun, să pună toți la fel, să nu se facă unul de groază sau așa mai departe. Eu am un, un singur prieten care le-a făcut odată figura nașilor, deci de un singur ca, știu, și întâmplător este prieten de-al meu. A fost omul foarte, foarte bun prieten cu... Da, nu vă spun numele. De ce? Pentru că e fratele unei persoane importante de, de aici, din municipiu, din județ. Da, în fine, era foarte bun prieten cu Mirele. În fine, prietenul ăsta meu a ieșit din țară, și-a găsit de lucru afară, dar era înțeles cu mirele că el o să-i fie naș la, la nuntă. N-au reușit să dea de el, nu știau unde este, și, negăsindu-l, mirele și-a ales niște naș. Ăsta a auzit cumva, era în Austria a lucra, a auzit cumva că urmează nunta bunului său prieten. Și a venit, dar între timp ăsta deja își alesese nașii. Îi chemase, se și întâlnise cu ea. Bun, în fine, a stat tovarășul ăsta meu la nuntă, domnului respectiv, lângă el. Deci era Mireasa, mirele și prietenul ăsta meu și pomănașii stânga-dreapta. Și a pus mai mult decât amândoi nașii la un loc. Da, era prieten foarte bun. A zis, bă, nu, ți naș nașca, acum ai luat păște dar uite de la mine. Bum! Când a zis ce sumă dă, s-a făcut liniște în sală. a credeau că glumește. <laughs> Doar că omul, da, avea de unde și are și în ziua de azi. <laughs> și nu s-a uitat la bani, fiind vorba de un prieten adevărat, un prieten foarte vechi și așa mai departe. Uh, Robi, vino te rog puțin înăuntru. Robi. Așa. Ia cana aia așa, adă că... Așa, adă te rog că... Nu mai am a, voce. Mi s-a uscat ghitul și mi-am uitat cana cu ceai mai încolo. Să nu spui că e goală. Băi, mai omorât. <laughs> Aoleu! <laughs> Mi-a dus cana goală. Dragi telespectatori, Antonia este în al nouălea cer pentru că urmează să devină mămică pentru a doua oară și să-i dăruiască iubitul ei Alex Velea primului copil. Artista a mărturisit că încă nu știe ce sex are viitorul bebeluș și că nici nu s-a gândit încă la nunta cu artistul. Antonia trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața unei femei și se bucură din plin de fiecare sentiment pe care îl trăiește alături de Alex Velea și de viitorul lor bebeluș pe care îl poartă în pântece. Artista a mărturisit, mulțumesc Robi, un domn. Că ea și iubitul ei se pregătesc pentru bebelușul care va veni pe lume în luna ianuarie și s-au înscris la cursuri de yoga pentru relaxare. A, pentru relaxarea bebelușului sau pentru relaxarea mamecii? Hm? Nu știu, dar probabil amândoi se relaxează. Totodată, vedeta a mărturisit că încă nu știe dacă va avea fetiță sau băiat. Pentru că bebelușul este ghiduș și ține picioarele încrucișate. Eu și Alexandru ne-am apucat de cursuri de yoga. Așa de relaxare. Alexandru este, de fapt, Alex Berea. Îi place la concerte, nu mă deranjează cu nimic, vreau să susțin orice vrea el sau ea să facă. Nu știu ce sex are pentru că de fiecare dată când merg, stă cu picioarele închise. O să nasc în ianuarie. Vreau să știu sexul și după aceea mă gândesc la un nume. Am mai spus aceasta la Canal D. E articol din Spine News uh, de azi. Cât despre nunta cu Velea, aceasta s-a mulțumit să spună, nu m-am gândit. Vilmar a mărturisit că a vrut să le fie naș, dar că Antonia a spus că asta costă și l-a scos din ecuație. Eu voiam să fiu nașul lor de cununie, dar mi-a spus că dacă pe pantofi nu scrie 3000 de euro, nu mă bagă, a glumit Vilmar. 3000 de euro a cerut unui naș, wow. E cam mult. Nu e cam mult. Eu știu că la noi nașii, ăștia mai subțiri, mai obosiți, mai slăbuți, la anunț, mai fără bă, ștaif, pun 20-25 de bulioane. Nașii care se respectă pun 1000 de euro. Nașii, naș, ăia, aveam banii cu grămadă, împrumutam toată strada, împrumutam tot orașul, toată lumea, zicea nașul. Ăia pun 1500, da. Dar uh, sunt pe cale de dispariție, exact cum vă spuneam, ca și caprele negre. Sunt din ce în ce mai puțini oameni dispuși să pună 1000, 1500 de euro la o nuntă, ca naș, da? În rest, ce pot să vă spun, dar am auzit săptămâna asta una și asta pe gânduri. Avem câțiva Milionari în euro în orașul ăsta, în satul mare, da? Dar din ei sunt foarte puțini cei care dispun, uite așa, la secunda 1, dă 150.000 de euro cash. Sunt foarte puțini. Cei care au bani, uite așa, să-l scot acum, ori din safe, ori din bancă. Nu, sunt foarte puțini. Mi s-a spus că ei nu merg pe degetele de la 2000 și îți mai rămâne loc. Și am zis, cum mă, dați milionari, au atâția bani. Ah îi au investit foarte mult Terenuri, proprietăți, afaceri, case, mașini. Acum, mașinile, da, trebuie să fie fiecare să arate. v uh, edificat, v-ați lămurit de faptul că în ultimul timp, dacă înainte se spunea că România e patria mercedes acum avem mai multe BMW-uri decât în Germania, hmm? s-au schimbat puțin preferințele, meni, opțiunile în meniu. De ce? Pentru că, șmecherii și au observat că la demaraj și nu numai la demaraj, Mercedes-ul e mai lent decât BMW-ul și au schimbat. Uite așa, hați de pe pe mâine. Așa e, își intitula o televiziune germană documentar, o filmat într-o comunitate sau minoritate din România, e, se numea România Patria Mercedesurilor. Acum nu mai e. E România Patria BMW-urilor. Nu. E România Patria Daciei a Loganului. <laughs> da, totuși 3000 de euro mi se pare cam mult. În fine, da, așa ia trebui Willmark, a trebuit lui Vilmark dacă s-a băgat cu capul înainte. Nu știu ce să zic. Da, se știe că domnul președinte Băsescu a grațiat o bătrânică simpatică. Aceasta povestește cum a încercat să scape de închisoare. Jana Tiron, bătrâna grațiată de președintele Traian Băsescu, a avut o premoniție cu o noapte înainte ca șeful statului să semneze documentul care o scapă de închisoare. Cu lacrimi în ochi, femeia le-a povestit jurnaliștilor B1 TV cum a ajuns să fie condamnată la patru ani de închisoare pentru că a luat 35 de lei mită. Uh, penibil. Jalnic. 35 de lei. Pentru asta a primit 4 ani. Cât ar trebui să primească ăia care au sifonat banii din gala bute. Unde s-au oprit cercetările pentru că duceau undeva sus de tot. Hm? Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Așa spunea cineva. Ha? Cam câți ani ar trebui să ia respectiva persoană care a sifonat banii din Galabute? Că acolo e vorba de, de milioane de, de euro. Hm? întrebare. Ghici, ghicitoarea mea oare cine va pica? Uh, Jeana Tiron are 72 de ani și de 17 ani umblă prin tribunale încercând să convingă instanțele că nu poate suporta sistemul de detenție. Bătrâna suferă de boli cronice extrem de grave. Jeana Tiron a fost asistentă șefă la secția de ginecologie a Spitalului Comunal din Vidra, județul Vrancea. În 1997 a fost condamnată la patru ani închisoare pentru trafic de influență după ce ar fi intervenit pe lângă directorul spitalului de la acea vreme să angajeze o nepoată la unitatea spitalicească unde lucra și ea în schimbul unei găini și a unei sume de bani. Președintele Traian Băsescu a declarat luni în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Cotroceni că a semnat un decret de grațiere al unei femei în vârstă condamnată pentru corupție. Săra uh... săraca de ea, mi milă, deci... Femeia nu a luat mită, a dat directorului o găină și niște bani să-i angajeze o nepoată. Și pe chestia asta a luat patru ani. Mi se pare strigător la cer, cum să dai patru ani unui om pentru o chestie de genul? N-a dat în cap, n-a furat, n-a tâlhărit, asta e exact ca și chestia cu becaria. a încercat să-și recupereze mașina și el a picat unul, mă. Hmm? E sau nu e așa? E adevărat ce v-am spus la debutul ediției, undeva la începutul acestei ediții a ceaiului de dimineață, când ziua de azi infractorul are mai multe drepturi decât păgubitul, decât persoana vătămată. România, trezește-te! Sau, nu știu, România te iubim, dar nu aș chiar așa te dorim. Puțin mai. Ar trebui să, să revizuim niște legi, ar trebui să aprofundăm, să studiem totuși efectele pe care acestea le produc. Hmm? Da, Efectul Ludogoreț. Becali a rămas fără palat. Olăroiu vehicula drept noul proprietar să l-ar transforma într-un restaurant de lux. Vremurile de glorie par să apăună pentru Gigi Becali, așa cum soarele apunea aseară peste imobilul din Alea Alexandru, atunci când fotoreporterul Ring a ajuns la stabilimentul din vecinătatea guvernului. Clădirea marchetată altă dată drept poleită cu aur străucea acum apatică în spatele porților impunătoare legate cu un lanț gros. Nu tu paznic, nu tu măcar un om de serviciu, doar o liniște mormântală, obloane trase și urme adânci de rugină în aurul de pe porți. câte săgeți ai avea, e clar, din pușcărie nu e ușor să-ți condonezi afacerile. Iar Gigi Becali probabil a simțit asta, ba Către steaua, ba, către avocați, ba, către salariați, ba, către familie, banii trebuiau să se ducă Mai greu e acum însă cu încasările pentru cel numit altădată la tifundiarul din Pipera Astfel datorile s-au acumulat, iar unul dintre creditorii de nădejde pentru Gigi Becali a fost nu e un secret, Cosmin Olăroiu, antrenorul devenit milionar datorită anilor petrecuți în țările arabe. A venit, se pare, momentul ca și Oli, prietenul de nădejde, să tragă linia și să vrea să-și recupereze banii. Vreo 5 milioane, spun gurile rele, doar vreo 2-3, spun alții mai încrezători, în forța lui Gigi. Becali a anunțat cu ceva timp în urmă că ar vinde palatul și că ar vrea vreo 9 milioane de euro pe el. Era clar că nimeni nu-i va da banii ăștia, Presiunea creditorilor și prețurile de pe piața imobiliară l-au făcut pe Becali să fie de acord și cu vreo 5 milioane. E foarte posibil ca Becali să fi vrut să-l păstreze așteptând o nouă calificare a stelei în grupele ligii campionilor, să-i aducă vreo 20 de milioane în conturi, bani insuficienți pentru o gură de oxigen. Moții om, omul finului Borcean n-a fost de acord. Ludogoreț a luat locul stelei și a stricat planurile lui Gigi. Așa că devine palatul perla lanțului Il Calcio. În aceste condiții, tranzacția dintre Becali și Olăroiu pare să se fi finalizat. Nu știm exact cât a dat Oli pe imobil, dacă l-a luat integral în contul datorilor pe care le avea Gigi, dacă a plătit doar o diferență, dar cert este un lucru. Palatul a trecut în proprietatea lui. Da, un Cosmin Oloroi, un antrenor foarte bun, a făcut treabă în Emirate, a făcut așa că nu avem ce să comentăm. Dragi telespectatori, aștept... mă așteptam să vină Florin Mureșan, dar vă căriși Florin Mureșan nu apare cu știrile din sport. Așa că vă mai spun doar bancul zilei și am să vă las, o să ne întâlnim mâine. <laughs> ia, 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 ia. Uh, nu pot, nu pot Râd singur, dar nu pot să vă zic Că e foarte tare uh, Copilul întreabă Mama, mama, sunt curios Când o să moară stela și Ar, arșinel O să mai aibă cineva încredere în catena <laughs> E foarte tare E foarte, foarte tare da, o să mai aibă. Românii de obicei au încredere și am considerat că la mine este principalul defect, încrederea în oameni. Am mare încredere în oameni și m-am fript de nu știu câte ori și tot m-am vindecat. Dar așa îmi trebuie. Da, ăsta e foarte, foarte dur. Directorul unui cimitir sună la reprezentanța unei firme de motociclete și întreabă câte motociclete ați vândut în ultima săptămână? Cinci bucăți. Aha, înseamnă că unul se mai plimba. Ia, 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 Da. Eu ne spune lui Gheorghe, urăsc saltelele din spumă cu memorie. Te bagi în pat cu nevasta la care salteaua. Bă, asta e altă tipă decât aia de seară. Vă mulțumesc că ați fost și azi alături de noi. Vă doresc o zi bună. Ne întâlnim mâine dimineață pe 7 fix. un DJ Gabi și vă spun bye-bye. var